Bine ați venit pe canalul Lumea Sub Lupă. Cu acest video începem o serie dedicată denumirilor provinciilor istorice românești, de unde vin și ce înseamnă. Încercăm astfel să aflăm mai multe despre locurile în care trăim și, cine știe, poate așa ne vom cunoaște și pe noi înșine mai bine. Primul video este despre Muntenia. Muntenia e teritoriul de la est de râul Olt, între munții Carpați și Dunăre. În trecut, prin Muntenia se înțelegea toată vechea țară românească. Acum, Oltenia este luată de obicei separat. În Muntenia sunt cele mai mari câmpii din România, așa că pare un paradox numele provinciei. De ce s-ar numi Muntenia, adică țara oamenilor de la munte, țara muntenilor, când mare parte o reprezintă Bărăganul? De ce nu s-ar chema Câmpenia? Apropo, Polonia, asta înseamnă în limba slavă veche, țara oamenilor de la câmp. Revenind, explicația pentru denumirea Muntenia poate fi dată în context istoric. Timp de sute de ani, România au locuit cu precădere în zonele mai înalte, adică dealuri și munți, mai ales în sudul Carpaților. Ei erau munteni, adică oameni de la munte. Zonele acestea mai înalte aveau câteva avantaje importante. Erau potrivit de înalte, cu pante accesibile și văi pe care puteai să-ți construiești bordeiul din lemn și din pământ. Aveau pământuri bune, optime pentru agricultură. Asta putem vedea și astăzi, când mergem prin județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Buzău, livezi, podgorii, diverse culturi de cereale. De asemenea, erau și încă sunt islazuri pentru animale, în special oi. Oile puteau paște sus pe munte, unde nu creșteau copaci, până spre toamnă, apoi coborau în zonele mai ferite odată cu venirea iernii. Oamenii se puteau refugia destul de ușor în cazul unor invazii, precum ale tătarilor sau ale altor neamuri care veneau să jefuiască. Muntenii își lăsau în urmă casele și se ascundeau sus în păduri și pe culmi, unde de cele mai multe ori străinii aceștia nu aveau de gând să-i urmărească. Ceea ce astăzi formează județele Teloroman și Giurgiu erau acoperite de păduri masive, așa zis și codrii ai Vlăsiei. Pe lângă faptul că trebuiau defrișate, câmpurile acestea mai erau și foarte expuse invazilor. Nu prea aveai unde să te ascunzi. Mai rău era spre est. După codrii Vlăsiei venea Bărăganul, plat, uscat, bătut de vânturi și praf vara, bătut de crivăți iarna. Nici măcar nu aveai din ce să-ți faci casa. Lemnul era departe, piatra la fel. Unde mai pui că din când în când apăreau tot felul de sălbatici pe cai care distrugeau totul în cale. Așadar, muntenii au locuit prin excelență în zonele mai înalte. Acolo a fost întotdeauna densitatea mai mare și acolo au fost și primele capitale ale țării românești, după anul 1300, Câmpul Lung Muscel, Curtea de Argeș, Târgoviște. Erau oameni și la câmp, în puncte mai ferite, dar mult mai puțin. Situația s-a schimbat după ce hoardele de invadatori au dispărut, iar muntenii s-au înmulțit și au început să coboare spre câmpie. Acest fenomen s-a petrecut treptat. Ultimele invazii tătărești au fost puțin după anul 1700. București, reședință domnească în timpul lui Vlad Țepeș, a împărțit acest rol cu Târgoviște vreme îndelungată. Abia după domnia lui Constantin Brâncoveanu, după 1714, București a devenit singura capitală a țării românești. Denumirea Muntenia era folosită pe scară largă în trecut. Moldovenii, când spuneau că merg la sud de râul Milcov, ziceau că merg în Muntenia. E foarte posibil ca acest nume să fi fost folosit înainte de fondarea țării românești, adică înainte de anul 1300, pentru că apare deja în cronicile primilor domnitori munteni. După un timp, nu știm când, oamenii au început să înțeleagă prin Muntenia doar teritoriul de la est de râul Olt. Dincolo, peste râu, era Oltenia sau, cum i se zicea mai rar, Muntenia Mică. Unirea Moldovei cu țara românească, sau Muntenia, a dus la estomparea acestor identități regionale. Toți am devenit mai mult români și mai puțin moldoveni, munteni, olteni. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi devenit o națiune? Răspunsul îl avem din fosta Iugoslavie. Acolo există un stat care se numește Muntenegru, Cerna Gora, adică Muntenegru în dialectul local sârb. Locuitorii lor își zic muntenegreni, dar în realitate ei sunt sârbi. Limba lor muntenegreană există oficial din 2007, după ce a fost ratificată separarea de Serbia. La nord de Dunăre lucrurile au mers și merg în sens invers. Oamenii s-au apropiat mai mult unii de alții și, cu toate că ardelenii sau moldovenii vorbesc un pic altfel decât muntenii, știu bine că toți vorbesc româna și că sunt români. Dacă v-a plăcut acest video, vă invit să dați like și să vă abonați la canalul Lumea Sub Lupă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!